El este apostolul neamurilor. El este și apostolul nostru. Alături de chemare, echipare, dragii mei, are o autoritate în plus datorită faptului că suferă enorm pentru mesajul pe care îl duce. Suferă enorm pentru Evanghelia pe care el o propovăduiește. Locul de unde scrie aceste cuvinte este închisoarea, poartă lanțuri la mâini. El e cel care n-am citat chiar tot în seara aceasta, spune a cărui sol în lanțuri sunt. Și iată-l suferind atât de mult, dar dintr-o poziție de maturitate evidentă, dintr-o poziție de om care este așezat împreună cu Iisus în locurile cerești, el e cel care spune lucrul acesta, suntem așezați, înviați împreună de Domnul Hristos și puși să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, are cuvinte extraordinare să le comunice Bisericii lui Dumnezeu și iată în seara aceasta prin Biserica lui Dumnezeu să ni le comunice și nouă. Amin. Să ni le transmită și sufletelor noastre. Un om, vedeți, la care putem să ne aplicăm urechea, un om pe care merită să-l luăm în considerare, un mesaj care cu siguranță este credibil, un mesaj care poartă pecetea lui Dumnezeu prin omul pe care îl aduce, calificările care le are, chemarea lui și suferința lui. Într-un asemenea context, vedeți, iar în vedere pe cei care nu sunt atât de tari ca și el. Nu sunt atât de puternici precum el era. Vedem lucrul acesta din faptul că Petihic, unul din colaboratorii săi, prea iubitul frate și slujitor credincios în Domnul, îl trimite în adins ca ei atunci să ia cunoștință despre starea noastră, spunea el, și uite ce spune, și să vă îmbărbăteze inimile. Dacă el în închisoare fiind era atât de liber, era atât de matur, putea să spună în ciuda necazului prin care trecea, suntem așezați în locuri cerești împreună cu Hristos, iată că cei care îl cunoșteau, cei care au primit mesajul și propovăduirea lui, se tulbură într-un asemenea moment, sunt zdruncinați sufletește, având în vedere încercarea prin care trece, și au atâta nevoie de îmbărbătare, au atâta nevoie de edificare spirituală. Așa cum, dragii mei, hai să o recunoaștem, în comparație cu acest om, și noi avem, în comparație, vedeți, cu statutul lui extraordinar, deosebit, și noi trebuie să recunoaștem, cred, modestia ne caracterizează, avem nevoie să fim învățați, avem nevoie să fim îndrumați și împreună să vedem la tot ceea ce el are să spună bisericii sale, în cazul de față, să ne spună fiecăruia dintre noi. Amin. În mod deosebit, vedeți, în epistola aceasta și în cartea aceasta Efeseni, acest capitol ultim, capitolul 6, el nu dorește altceva decât credincioșii cărora el le aduce mesajul lui Dumnezeu să rămână în picioare pentru Dumnezeu. Nu dorește altceva decât cei care primesc Evanghelia lui Dumnezeu să rămână în picioare înaintea lui Dumnezeu. A rămâne în picioare, chiar acestea sunt expresiile, vedeți, pe care el le folosește. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Practic aici, vedeți, este o metaforă, este un mod simbolic de a arăta acea poziție spirituală în care ne dorește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Disponibil pentru Dumnezeu.
vii pentru Dumnezeu, activi pentru Dumnezeu. Pentru că, din păcate, nu toți oamenii sunt într-o asemenea disponibilitate față de Dumnezeu. Nu toți oamenii rămân de-a dreptul în picioare pentru numele lui Dumnezeu. De ce? Datorită faptului că nu doar Dumnezeu este Cel care, practic, cheamă sub stăpânirea și sub domnia Lui. Alături de Dumnezeu, în paralel, vedeți? Apostolul Pavel este cel care spune că și diavolul este cel care cheamă sub aceeași stăpânire a lui, sub aceeași domnie pe care el o are. Și sufletele noastre pe pământ, practic, sunt așezate ori sub domnia lui Dumnezeu, ori sub stăpânirea celui rău. Sufletele noastre, practic, se așează fiecare dintre ele sub una din cele domnii. În mod deosebit, el dorește atât de mult cei cărora el li se adresează să fie sub domnia lui Dumnezeu. Privind la Hristos, la planul pe care Dumnezeu l-a făcut în Hristos, el e cel care spune, Hristos a primit numele cel mai mare din univers. I s-a dat numele mai presus de orice nume. În capitolul 1 spune lucrul acesta. Dorește atât de mult ca ochii lor să fie luminați, ca înțelegerea lor, practic, să fie în a înțelege cum Dumnezeu, prin nemărginita mărime a puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți. Practic, pentru el și înțelegerea care o are, poziția în care se găsește, așezat în locurile cerești alături de Hristos. El e cel care vede că Hristos este cel care are domnia supremă, autoritatea maximă, universală, peste lumea întreagă și peste întregul univers. Domnia aceasta, vedeți, este câștigată de Dumnezeu într-un mod atât de înțelept, într-un mod în care, practic, și puterile întunericului sunt surprinse de felul în care Dumnezeu și-a atras această domnie și această putere. El e cel care spune că prin înțelepciunea de care Dumnezeu a dat dovadă, domniile și stăpânirile din locurile cerești au ajuns să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felirită a lui Dumnezeu. Datorită faptului că Dumnezeu a folosit toate aceste puteri ostile, care, iată-le dându-și concursul, iată-le unite atunci când hotărăsc ca Fiul lui Dumnezeu să fie omorât, ca Fiul lui Dumnezeu să fie șters de pe fața pământului. Mai apoi, în urma celor 3 zile și a învierii Lui, Dumnezeu să arate lumii întregi că, de fapt, în tot ce s-a întâmplat acolo, a fost planul Lui înțelept, prin care a folosit aceste puteri ostile, s-a folosit de colaborarea lor, după planul Lui mai dinainte făcut, în care, da, implica cruzimea lor, violența lor și atitudinea lor față de Fiul lui Dumnezeu. Apostolul e cel care spune mai presus de toate, mai presus de toți, este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu glorificat să fie numele lui Dumnezeu. El e cel care mărturisește aceasta, vedeți, în condiții foarte vitrice, în condiții foarte dificile. El e cel care dă mărturie despre faptul că Hristos este Domn. Hristos este Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Dar nu Hristos singur, vedeți,
dorește inimile noastre. Ce bine ar fi să fie numai așa. El e cel care, cunoscând în detalii, cunoscând în amănunțime cum lucrurile stau din punct de vedere spiritual, și trebuie, dragii mei, să-L credem, trebuie să-I dăm crezare, având în vedere calificativele, având în vedere suferința, având în vedere mai apoi martiriu, lucrarea care a făcut-o, vedeți, El e Cel care spune că, de fapt, în paralel cu Dumnezeu care cheamă sufletele noastre sub domnia Lui, este cel rău, prin formele de putere atât de personal descrise. Pentru că uite ce spune. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor răutății care locuiesc în locurile cerești. Practic, El declară că aceste lucruri există alături de Dumnezeu. Și sufletele noastre, ori vrem, ori nu vrem, sunt pe un tărâm al luptei. Sunt pe un tărâm al războiului. Lupta aceasta, vedeți, se desfășoară în două părți ale ființei noastre. Există o zonă în care lupta se desfășoară în afara noastră. El e Cel care cere rugăciuni bisericii pentru ca El să aibă îndrăzneală atunci când mărturisește cuvântul lui Dumnezeu. De ce îndrăzneală? Pentru că în fața Evangheliei și a mărturisirii care o are, stau forțe ostile. Cred că suntem cu toții de acord că de multe ori forțele ostile pentru care trebuie să ne pregătim înfruntându-le, sunt undeva în afara noastră. Le putem întâlni de foarte multe ori. Le putem vedea la locurile noastre de muncă. Le putem vedea câteodată în lucrarea și în slujirea în care suntem chemați și în care suntem angrenați. Putem să vedem aceste puteri care se ridică împotriva ceea ce mărturisim, împotriva ceea ce ne-am propus să facem pentru Dumnezeu. Da, sunt acolo. Vedeți, atunci când omul lui Dumnezeu s-ar lăsa intimidat, atunci când omul lui Dumnezeu s-ar lăsa stăpânit, cu siguranță, vedeți, ființa lui n-ar mai rămâne în picioare pentru numele Domnului. Dimpotrivă, ar ajunge ființa acestui suflet să devină un sclav, să devină un rob în fața puterilor care, iată, violent încearcă să-l domine. Ei, lucrul ăsta atât de clar atunci când cineva se hotărăște să vină la Dumnezeu. Sunt inevitabile, vedeți, aceste atacuri. În momentul când cineva se hotărăște să se pocăiască în mod radical, în mod total, să-și consacre viața lui Dumnezeu, din familia lui se vor ridica forțe ostile. De la locul lui de muncă se vor ridica puteri care îi voi spune că ceea ce face este greșit. Că nu are voie să facă un asemenea pas. Oricare suflet care vrea să meargă pe urmele Domnului va trebui să reziste în fața lor. Domnul, într-un mod atât de onest și pe direct și sincer, spune că, de fapt, El n-a venit să aducă pace pe pământ, și dimpotrivă a venit să aducă sabie, pentru că din cinci care vor fi într-o casă, doi vor fi împotriva trei și trei împotriva doi. Să nu te miri atunci când, dorind să te angrenezi în lucrul lui Dumnezeu, vei putea vedea oameni care se ridică împotriva ta, care încearcă să-ți intimideze ființa, care încearcă să te oprească în a persevera și în a înainta. Și din păcate, îmi pare rău să o spun, de câte ori nu mi-a fost dat să văd lucrul ăsta. Și la Sighetul Marmației, noi niciodată, era o tânără, ea era învățătoare și a avut ocazia, învățătoare fiind, să locuiască în Lespedea la o familie de credincioși. Acolo în zona aceea, Valea Ruscovei, Ruscova, Lespedea, Repedea, Poenele și Munte, sunt foarte mulți credincioși și a ajuns într-o familie de credincioși care au impresionat-o
și au marcat-o din punct de vedere a evlaviei, a credinței, având în vedere seriozitatea lor, având în vedere trăirea acestei familii cu Dumnezeu. De la ei ne-a căutat pe noi, la Siget, pentru prima dată în viață, a ajuns în biserica noastră și a participat la evanghelizări. Puteam să vorbesc cu ea, era absolut încântată. Dar vedeți că a fost pasul decisiv, chiar se hotărâse să se înscrie la botez. Când a fost pasul acela decisiv de făcut, familia s-a ridicat radical, hotărât, categoric, interzicându-i ca ea să mai meargă pe calea lui Dumnezeu. A trebuit să văd un suflet intimidat, a trebuit să văd un suflet care n-a îndrăznit cu Dumnezeu să meargă mai departe, a trebuit să văd un suflet care în fața unor puteri ostile, da? Cu reprezentanți umani, dar dincolo de carne și sânge, este altceva decât carnea și sângele, a trebuit să văd o ființă îngenuncheată. Dar răul, vedeți, nu-i doar în afară, așa cum cităm și ne uităm în ceea ce Pavel spune, cerând rugăciuni pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea cuvânt, să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei. De ce? Pentru că în fața lui, practic, stătea opoziția vrăjmașului. De multe ori, vedeți, lupta este pe dinăuntru. Două flancuri în care noi luptăm. Și omul Dumnezeu atât de pe înțeles vorbește bisericii pentru ca ea să fie echipată, pentru ca ea să înțeleagă. De unde putem să vedem că există un flanc interior? Uitați, și el spune în felul lui de a se exprima. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Oare unde lovesc aceste săgeți arzătoare? Iată, de data asta lovesc înăuntru. De ce sunt arzătoare? Pentru că le simți. Pentru că simți influența celui rău. Pentru că simți apropierea lui. Pentru că simți că se ridică împotriva ta. Nu doar în afară, ci iată că și înăuntru. E atât de important pentru Pavel, vedeți, care îi dorea pe credincioși să rămână sub suveranitatea lui Dumnezeu. Să rămână în planul făcut de Dumnezeu. Morți în păcate și datorită dragostei pe care Dumnezeu le-a arătat-o, înviați și aduși la viață din preună cu Dumnezeu și așezați ca pietre vii spirituale în templul lui Dumnezeu, să rămână în ceea ce pentru ei a pregătit Dumnezeu. Datorită faptului că în fața lor va sta o luptă. În fața lor vor sta puteri, căpetenii, domnii, stăpânitori a întunericului, duhuri ale răutății care locuiesc în locurile cerești, cu orice preț, vedeți, înaintarea lor, poziția lor să fie anulată și din oameni care rămân în picioare pentru Dumnezeu să devină oameni care cad în genunchi în fața celui rău. Evident, lucrul acesta așa este. Deci pe dinăuntru, vedeți, lucrurile sunt de așa natură că va ataca. Va ataca vrăjmașul ființa noastră interioară. Va căuta să ne prindă într-un fel. Va căuta într-un fel, eu știu, să deturneze statutul pe care îl avem. Și cum o face, nu suntem chiar străini de modul în care operează, de modul în care o face. Unora, cred, ne observă foarte mult. Se uită la noi cu multă minițiozitate vrăjmașul. Vede privirile noastre, vede interesul care îl avem, vede hobby-urile noastre, vede activitățile pe care le avem. Și în momentul când, practic, când ne cunoaște, știe atât de bine ce suntem, ce preferăm, spre ce suntem înclinați, ei, acolo va lovi. Ei, acolo va căuta să ne prindă. Există, vedeți, atunci când vrăjmașul se apropie de un suflet, un contact pe care vrăjmașul îl face între suflet și păcat. Uneori, dacă va observa în viața cuiva o anumită înclinație spre senzualitate,
o anumită înclinație, vedeți, spre lucrurile acestea ale plăcerii firii pământești, a patinilor firii pământești. În mod deosebit va stabili o întâlnire, un contact, în care, vedeți, neputința umană, slăbiciunea firii pământești să întâlnească față în față ispita. Să întâlnească față în față oferta pe care vrăjmașul o are pentru suflet. E un contact, e o întâlnire. Vedeți, dacă sufletul într-un asemenea loc începe să dialogueze, începe să vorbească, așa cum Eva a început să vorbească bună oară cu diavolul în grădina Edenului. A început un dialog. Sau cum David, atunci când se plimba pe acoperișul casei împărătești și vede, plimbându-se, pe Batșeba, scăldându-se și constatând că e o femeie deosebit de frumoasă. Vedeți, salvarea lui ar fi fost ca să întrerupă orice dialog. Ca să întrerupă orice comunicare. Dar năpasta lui a fost că intră în acest dialog. Începe acea comunicare. Curiozitatea e acolo, întreabă cine e femeia, o aduce în casă, dialogul are loc. Practic, sufletul începe cu răul să dialogueze. Și vedeți, atunci când vorbim de dialogul ăsta, într-adevăr, stă în față sufletul care e chemat să stea în picioare pentru Dumnezeu și în același timp, vedeți, stă acolo cel rău cu oferta lui foarte insistentă. Și tocmai aici, vedeți, în faptul că insistă și insistă și insistă, pentru că așa este felul vrăjmașului de a fi obraznic, insistent, insistent. Aduceți-vă aminte, bună oară, de ceea ce s-a întâmplat în viața lui Samson, când vorbim de insistență. El era un nazireu, era un om închinat lui Dumnezeu. Era un om consacrat lui Dumnezeu din pântecele mamei sale. Părul lui lăsat în voie să crească e un simbol al consacrării. E un simbol a predării slujba lui Dumnezeu. Și iată-l acum pe omul acesta uns de Dumnezeu, însoțit de Dumnezeu, stând față în față cu ispita, cu oferta patimii a păcatului pe care vrăjmașul are pentru el, insistând. Încearcă să scape, invocă tot felul de povești, că dacă ar fi legat cu funii noi, că dacă fărul i-ar fi prins într-o țesătură, mă rog, povești. Ca în cele din urmă, sufletul să-i fie tulburat de-a dreptul când Dalila insistând și practic reproșându-i că nu o iubește, cum poți spune tu că mă iubești când nu-mi spui secretul vieții tale? Și citim că tulburat de-a dreptul, într-o neliniște sufletească de moarte, iată în fața dialogului cu ispita, în fața insistenței ispitei, cedând. Iată sufletul se frânge, cedează și în momentul acela el își deschide pe de-ntreg sufletul lui, practic mărturisește secretul care îl are, că e un nazireu, că e un consacrat. Dacă părul ar fi tăiat, da, simbol al consacrării și el ar mai fi consacrat, n-ar mai avea nicio putere, n-ar mai fi însoțit de Dumnezeu. Și într-adevăr, iată-l adormit pe genunchi, legat, predeleș, părul, șuvițele cele șapte sunt legate. Și în momentul când Dalila strigă, încă o dată, filistenii sunt asupra ta, Samsoane, el e cel care spune, dar nu mai a spus, din păcate, mă voi scutura și voi face ca și altă dată, fără să știe că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de la el. Vedeți, suntem într-o luptă. Lupta e aici, pe două flancuri. Da, Dumnezeu e cel care vrea așa de mult să rămânem sub autoritatea Lui, să rămânem sub domnia Lui. E de viață și de moarte, vedeți, pentru fiecare dintre noi să fim acolo. Atunci când ne uităm la Domnul Hristos, te uimea autoritatea care o avea. Mulțimile șocate de felul în care vorbește. Vorbea nu ca
învățătorii pe care Israel îi avea atunci. Vorbea ca unul care avea maximă autoritate și nu doar vorbea. Imediat, vedeți, parcă ca să ne facă să înțelegem, evanghelistul Matei spune ce autoritate avea bunoară în fața leprei de care bolnavul, aruncându-se la picioarele lui bolnav de lepră, îl implora și îl ruga, dacă vrei, poți să mă vindești de lepra mea. Da, vreau. Se atinge de necurăția lui, ceea ce era impardonabil în Israel, ca el în mod automat să se vindece. Dacă ne uităm, vedeți, poate imediat pasajul următor sau parabola sau relatarea următoare e acel sutaș care înțelege autoritatea pe care Domnul o are. Și înțelegând, manifestă credință. Eu însumi sunt om sub autoritate și dacă îi spun unui rob sau unui soldat să asculte, ascultă, văd autoritatea ta, zi doar un cuvânt și robul meu se va vindeca. Domnul e cel care spune, nici în Israel n-am văzut o credință atât de mare. Dar tot acolo, vedeți, spune, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob, iar fiii împărăției vor fi scoși afară. Iată, fiii împărăției nefiind alții decât oameni binecuvântați de Dumnezeu în prima fază, poporul acesta pe care l-a avut în grijă Dumnezeu, dar totuși scoși afară datorită faptului că nu s-au supus autorității pe care Domnul o proclama. A fost evidentă autoritatea lui. Lăsați-mă să mai spun și lucrul acesta. În momentul când marea, când furtuna, de acum era gata să închidă corabia în care ei erau cu toții și navigau. Când în cele din urmă, într-o măsură disperată, într-o disperată situație, îi cer Mântuitorului să-i salveze, nu-ți pasă că pierim. El e cel care se ridică, mustră valurile și marea, ca în momentul imediat următor să se facă o liniște mare spre stupefacția, groaza și frica ucenicilor lui, întrebându-se cine este acesta de la scurtă și vânturile și marea. Slăvit să fie numele lui! Slăvit să fie numele lui! Deci el e cel care practic spune atât de clar, te uimește felul în care invocă autoritatea care o are, invocă autoritatea, vedeți, pe care o proclamă și în spatele căreia, practic, el este Dumnezeu pe care pe oameni sub autoritatea sa îi cheamă. Da. Vino după mine, lasă morții să-și îngroape morții. Da, el e cel care are toată puterea în cer și pe pământ și ne cheamă pe fiecare dintre noi să fim sub autoritatea Lui, să fim sub binecuvântarea Lui, să fim sub mâna Lui și zic din toată inima, așa să ne ajute Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Este această luptă, vedeți, căreia trebuie să-i facem față fiecăruia dintre noi. Pentru că dorim atât de mult să rămânem în picioare. Luptăm, știm cu cine luptăm. Poate uitându-ne aici, vedeți, Dumnezeu e cel care, dorind atât de mult să câștigăm, ne pune și arme la îndemână, ne susține, ne edifică, ne echipează corespunzător. Și două lucruri sunt foarte importante care noi le vedem ca venind din partea lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, ne conferă adevăr, ne conferă neprihănire, ne conferă râvnă pentru Evanghelia păcii lui Dumnezeu, credința în puterea și în autoritatea lui Dumnezeu, mântuirea care vine de la Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ca o sabie le conferă inimilor noastre. Dragii mei, atunci când stăm față în față cu vrăjmașul și nimeni nu trebuie să subestimeze puterea lui, nimeni nu trebuie să subestimeze influența lui. Dacă cineva ar face-o, ar greși într-un mod deosebit de clar. Vedeți, totuși, față în față cu el, el nu poate să treacă
peste hotărârea noastră. Oricât ar insista, oricare ar fi fost dialogul în care am intrat și iată ne găsim prezenți în dialogul acesta. Odată ființa noastră spunând nu, El nu va putea trece niciodată peste noi. El nu va putea trece niciodată peste ceea ce am hotărât noi. Din Dumnezeu, vedeți, datorită faptului că El vine în lumea noastră și vrea așa de mult să ne ajute de sub stăpânirea întunericului, să ne ducă sub stăpânirea luminii Lui. Practic, primim adevăr. Primim înțelegere. În universul nostru interior, în tot ce se întâmplă, avem acel discernământ, înțelegem pe ce cale suntem atacați, pe ce cale suntem omiți, cine-i cel care ne vorbește și cărei părți a ființei noastre se adresează. Adevărul e acolo. Și vedeți în fața adevărului, adevărul e acolo. Fiecare dintre noi, în momentul când simte că e învăluit, că simți atunci când vrăjmașul uneltește împotriva ta. Să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Omul Dumnezeu, copilul Dumnezeu simte. Știe. Privirea asta care a avut loc e mai mult decât normală. Lucrul ăsta care mi-aduce atâta amărăciune și atâta irascibilitate e mai mult decât un dialog normal. Mânia aceasta care vine asupra mea este mai mult decât sentimente omenești normale. Oferta materială câteodată care îmi face cu ochiul în detrimentul nesocotirii numelui lui Dumnezeu este ceva rău în ea. Simte sufletul. Simte. Plăcerea care este pusă pentru sufletul meu, pentru ceea ce înseamnă trupul meu. Și aici vorbim de droguri câteodată, vorbim de alcool altădată, vorbim de nicotină, vorbim de țigări, vorbim să mâncăm, să bem și să mâncăm, căci mâine vom muri. Simți, sufletul simte. Simte. Și vedeți, acolo e un semnal de alarmă care sufletul îl are. Practic, prin Dumnezeu veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Practic, prin adevărul Dumnezeu poți să vezi partea aceea căzută a ființei tale la care vrăjmașul face apel și încearcă să intre în viața ta, dar în același timp poți să vezi cât de mare este harul lui Dumnezeu, cât de mare este biruința lui Dumnezeu, ce victorie a repurtat însuși Hristos Dumnezeu și locul în care El te cheamă, practic să alegi neprihănirea Lui. Să alegi râvna pentru Evanghelia Lui, râvna pentru sacrificiul Lui. Glorificat să fie numele Domnului! Glorificat să fie numele Domnului! Și vedeți, într-o asemenea încleștare, sufletul nostru poate să scape. Sufletul nostru poate să fie izbăvit. Vedeți, coiful acela a mântuirii, cuvântul lui Dumnezeu, care este în inimă ca o sabie, da, de fiecare dată atunci când ne plecăm și mântuirea o invocăm, de fiecare dată Dumnezeu, o spunem și în seara aceasta, este atât de bun. Este atât de mult pentru noi. Vrea așa de mult să ne ierte. Cred că frații de la Globe m-au auzit cu lucrul ăsta și mi-a rămas. Apropo de cât de mult este Dumnezeu pentru sufletele noastre, pentru iertarea noastră, pentru eliberarea noastră. Citeam în mărturia unui pastor, 6 ani jumate de închisoare, cum la un moment dat în celulă, unde era închis, a fost adus un om cu un trecut îngrozitor. Era închis pentru a 4-a oară. Oții, furturi, lucruri urâte. Și omul ăsta, la un moment dat, într-una din zile, practic a dovedit în fața celulei întrești un om de nimica. O bucată de arpagic care a fost câștigată de unul dintre colegii acelei celule, un bărbat care a fost onest, anunțând că sunt mai multe bucăți decât sunt ei în cameră, bărbatul ăsta a împășcat-o și o mânca fără să-i pese de nimic față de colegii lui, față de cei care erau prezenți acolo. Pastorul cel care spune, l-am detestat în inimă atât de mult.
Un om josnic, un om îngrozitor, un om din punct de vedere moral, spiritual, deosebit de murdar. Mi-a rămas această relatare. Când pastorul a simțit imediat în inimă, din partea Duhului lui Dumnezeu, ceea ce Duhul lui Dumnezeu îi spunea și îl mustra, în dreptul tău m-am așteptat să gândești altcumva. Nu mă mir de toți cei care îl condamnă, dar în ce te privește pe tine, aș fi vrut să văd în inima ta o inimă de mijlocitor. Începând de atunci, câteva săptămâni bune, îl aduce înaintea lui Dumnezeu ca în cele din urmă să ceară o întrevedere. Să ceară o întrevedere cu pastorul datorită faptului că s-a jurat că pe niște oameni îi omoară, care au făcut rău, și intrând în închisoare, sufletul lui se simțea îngrozitor. Sufletul lui se simțea într-un mod oribil, cerând pastorul întrevedere, doar va putea să doarmă noaptea și el. Era atât de deschis omului Dumnezeu pentru că îl pregătise Duhul lui Dumnezeu, îl mustrase pentru atitudine greșită. Și evident, el a vestit pe Iisus, pe Dumnezeu care iartă, în ciuda trecutului lui murdar. Repet, nici n-are rost să spun câte lucruri murdare, abjecte, erau în dosarul lui. Și începând cu acea seară, să aibă liniște, să aibă parte de eliberare, să aibă parte de salvare, să aibă parte de mâna lui Dumnezeu care se îndura și de sufletul lui. Milă arată Dumnezeu, milă arată Dumnezeu. Aduceți-vă aminte când el, slujind, fiind în casa unor oameni atât de incompatibili cu statutul lui sfânt, 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 Zacheu, Matei, femei păcătoase, oameni vinovați, el e cel care, celora care îl condamnau, practic le reproșează într-un mod proverbial și adânc. Duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc, chiar nu șerfă. Învățați lucrul acesta. Atunci când ne uităm la Domnul nostru și nu am timp, eu știu să intru atât de mult și să vedem cum lucrurile stau, vorbim de cel care are milă, are compasiune, are înțelegere. El e cel care cu adevărat pe fiecare dintre noi poate să ne ajute, să ne binecuvinteze, să ne izbăvească, să ne dea mântuire. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și ceea ce aș vrea să spun ca încheiere, vedeți, da, discernământ în lupta aceasta, arme care ne sunt conferite și, dragii mei, nu în ultimul rând, puterea aceasta care vine de la Dumnezeu. Noi nu putem rămâne în picioare fără de puterea Lui. Și apostolul, practic, invocă această putere. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Puterea lui Dumnezeu este cea care ne susține. Slăvit Amin. Să fie numele lui Dumnezeu. Acesta e adevărul în ce ne privește pe fiecare dintre noi. Puterea lui Dumnezeu să te întărești în Domnul și în puterea tăriei Lui. În urmă cu, cred că mai mult de o lună, sunt două luni, un frate din biserică mă suna să avem o întrevedere cu un tânăr la vârsta de 19 ani care din clasa 5 a consumat alcool. Iar din clasa 8-a, 14 ani, până la 19 ani, consumase zilnic alcool. Mama lui, o învățătoare la o școală respectată din orașul nostru, o doamnă respectabilă, practic a pierdut orice speranță în lupta aceasta pe viață și pe moarte pe care a dus-o cu fiul ei. Nu numai că a consumat, dar pentru ca să poată să, cum să spun eu, patima asta să și-o întrețină, a ajuns să fure, a furat de nenumărate ori. Nu întotdeauna ai banii necesari să, eu știu, să susții, vedeți, un asemenea viciu. A furat de nenumărate ori. Am stat de vorbă, cred că mai mult de o oră am stat, am mai chemat un frate care Dumnezeu îl scăpase de sub puterea drogurilor, mă rog, o mărturie impresionantă. Prima fază m-am gândit că e vorba de droguri. Am stat. Cu Domnul am stat.
N-am avut alte cuvinte decât cuvintele Domnului, decât numele Domnului, decât modul în care Dumnezeu aduce prin Hristos mântuire, dezlegare, eliberare. Și mama lui a vrut să-l însoțească și la urmă ne-am rugat. Și ne-am rugat din toată inima. Am trecut dincolo, vedeți, de elementul acela, imagine. Am mers mai adânc. Mi-am dat seama că e o mamă disperată, un suflet disperat, nu se mai putea controla. Am strigat toți către Dumnezeu. L-am invocat pe Dumnezeu. Dragii mei, plăcută mi este și astăzi surpriza. Din seara aceea, vineri n-am mai consumat alcool. Iată, sunt 2 luni de când nu mai consum alcool. O seară, când el a recepționat, i s-a comunicat în ființa lui puterea lui Dumnezeu, eliberarea lui Dumnezeu. Pentru că cine poate să facă un asemenea lucru? Un om? Niciodată nu. Niciodată nu. Dar Dumnezeu poate să o facă. Poate, vedeți, prin puterea lui să ne elibereze de patim, de robie, de stricăciune. Poate totul Dumnezeu. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Nu există, nu se poate. Am putea ridica o mână că lucrurile așa stau? Eu o ridic. Frate, ghiți, o ridic și noastră. Totul pentru Dumnezeu se poate. Totul pentru Dumnezeu se poate. Și iată că prin puterea lui Dumnezeu, echipamentul lui Dumnezeu, discernământul în lupta spirituală, putem rămâne în picioare pentru Dumnezeu. Zic din toată inima, așa să ne ajute Dumnezeu. Amin, amin. Dacă vreți, haideți să stăm ridicați și...